Imaginile din celebra serie science fiction Terminator sunt pe cale să devină în curând realitate. Cercetătorii de la Universitatea Rice din Statele Unite ale Americii au dezvoltat un nou material pe jumătate solid, pe jumătate lichid, cu proprietăți uimitoare, inclusiv cu capacitatea de a se autoreface. Materialul, numit SAC, se adună singur înapoi după ce a fost împărțit și își reface forma inițială după ce a fost comprimat. Potrivit gadgetreport.ro, materialul este compus dintr-un amestec de sfere din cauciuc de numai câțiva microni, care se interconectează creând o matrice solidă. El se comportă precum un burete, recăpătându-și forma sa inițială în orice situație. Cercetătorii spun că materialul este ușor de fabricat, iar raportul dintre solid și lichid al amestecului final poate fi optimizat în funcție de modul în care se dorește să se comporte compusul. Potrivit oamenilor de știință, SAC ar putea fi utilizat într-o gamă largă de aplicații din industrie, de la producția de bunuri de larg consum la industria auto. Gândiți-vă, de exemplu, la caroseria unei mașini care își revine la forma inițială în caz de accident. Un fragment de meteorit descoperit în Australia a provocat o surpriză fără precedent în istoria geologiei. Analizele de laborator au indicat că piatra respectivă de 1,7 kg datează de acum 4,5 milioane de ani. Potrivit gadgetreport.ro, meteoritul s-a prăbușit pe pământ pe 27 noiembrie 2015, iar de atunci experții l-au căutat timp de mai bine de o lună. În cele din urmă l-au găsit în noroi, iar rezultatele analizelor le-au confirmat așteptările. Specialiștii cred că meteoritul, cu un diametru de 42 de centimetri și cu un aspect granular, provine de pe Marte sau de pe Jupiter și au început un studiu aprofundat privind structura acestuia. O fotografie selfie făcută de o rusoaică într-un avion de pasageri a devenit virală pe internet. În imaginea înregistrată cu telefonul mobil de Olesia Podkoritov, apare în background silueta unui personaj care pare a fi un extraterestru. Rusoaica a declarat inițial că nu a observat nimic misterios în imagine, dar când a ridicat-o pe Facebook, mai mulți prieteni i-au semnalat stafia misterioasă care stătea în spatele său. Gadgetreport.ro relatează că silueta pare să aibă un corp de culoare verde închis și ochi uriași, precum extraterestri din filme. Rusoaica a declarat că nu a sesizat nimic suspect în timpul zborului, fapt confirmat și de ceilalți călători din avion și membrii echipajului chestionați de presa rusă. Pe internet se comentează că nu este exclus ca imaginea să fie falsă și că doar un test fotografic detaliat poate demonstra adevărul. Star Wars The Force Awakens a devenit cel mai bine vândut film din istorie, dar a lăsat un gust amar pentru o mare parte din fanii legendarei serii SF. Mulți au fost cei care au criticat în termeni foarte duri producția Disney, care ar fi transformat Războiul Stelelor într-o mașină de făcut bani, însă fără nicio valoare artistică. Fanii nemulțumiți de modul în care arată noul Star Wars au dat vina pe regizorul producției J.J. Abrams, acuzat că a transformat filmul într-o poveste în stilul Disney care s-a îndepărtat de originile seriei. Gadgetreport.ro relatează că fanii au inițiat de altfel o petiție online prin care încearcă să adune semnături pentru a-l convinge pe George Lucas, părintele Star Wars, să revină în spatele camerei și să realizeze noile episoade. Potrivit surselor de la Hollywood, următorul episod, ce va fi lansat în luna decembrie, ar urma să fie regizat de Rian Johnson, iar episodul 9 de Colin Trevorrow, cel care a regizat Jurassic World.